Salutare tuturor, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal minunat. V-aș ruga să nu uitați și voi să dați acolo un like și un subscribe înainte să începem cu Mind City-ul, pentru că astăzi au venit ceva medicamente noi în oraș și vreau să văd despre ce e vorba. Mai încolo să mergem și la un concurs de piatră, foarfecă, hârtie organizat de Pink, care eu zic că m-am descurcat destul de bine, deci avem destul de multe chestii în episodul ăsta. Dați un like și un subscribe, follow pe Instagram și hai să vedem ce se va întâmpla. Domnul doctor, n-aveți chef să vorbiți cu mine? V-am deranjat cu ceva? Ce se întâmplă? Aaa! Ok, înțeleg. Vă fac semne. Aveți mâncare la spital? Mâncare. Food. Domnul doctor. Da, mă. Au, ce m-ai speriat? Da. Aveți mâncare la spital, domn doctor? Mâncare? Nu, dar am la mine. Păi nu, că vreau de la spital, gen mâncare de aia de spital, dezbagă cu din ăla. A venit aparatura, că trebuia să vină o aparatură nouă. Da, mă, da, au venit, nu aparatura, au venit medicamentele, că aparatura e deja. Medicamente, păi și puteți să-mi prezentați și mie așa să văd că sunt în inspecție. Mă, momentan abia ce am ajuns și trebuie să vină. În mare parte o să avem, hai că-ți pot spune imediat ce o să avem în repertoriu. O să avem bandaje, okay. Să avem medkit care te ajută să-ți revii super repede la viață și bandajele la fel. Am înțeles. Ai steroizi, deși astea nu se vor vinde decât... Sunt ilegale sau cum? Păi normal, steroizi, periculoase. Păi sunt periculoase, asta zic. Păi de ce ți-ai adus în oraș atunci dacă sunt periculoase? Păi astea trebuie, în cazuri speciale, sunt folositoare, gen pentru animale. Gen cu carburator alupin, gen. Da, sau panda-ul ăla turbat, exact aici. Da, exact. Mama, chiar trebuie să ne ocupăm de panda-ul ăla. Așa, avem medicamente împotriva frigului, în caz de avem probleme cu hipotermia și toate alea. Înțeles. Avem melatonină, păi și la căldură, puterea. Avem și noi la căldură, medicamente, păcate, că mi-e prea cald. Nu mai pot să dorm noaptea, Bobo, transpir. Aia te arunci în apă și te răcorești. Păi și dorm în apă, ce fac? Da. Tu așa dormi? Da. Mamă, păi nu-mi permit jacuzzi în casă, baltă în spate. Păi baltă, păi... Am o baltă aici, da. Păi nu e igienic. Și mai avem, desigur, mai avem și un fel de aspirină care previne durerea pentru ceva timp, adică nu vei putea simți durere pentru o scurtă perioadă. Păi eu nu simt durere oricum, că sunt un bărbat până la urmă, sunt puternic, sunt și gras, nu simt durere. Sunt protejat. Asta și asta. Numai că o să dureze puțin până o să le putem aduce, să le punem în stocuri în farmacie din spital, desigur. Deci numai în spital o să fie gen farmacie? Da. La recepție aici, să rămână. Exact. Mamă, vezi că e destul de smart. Ca deci să nu mai facem. Aici ai cartea unde poți să-ți faci programare în funcție de ce probleme ai. Și acum că o să avem ăsta, probabil o să mai fac încă un butic sau tot aici în cadrul recepției va fi un dulap doar cu medicamente și în funcție de ce nevoie au fiecare poate să-și achiziționeze sau în funcție de rețeta pe care o primesc. Înțeles. Păi atunci mă gândesc, puteți să spargeți geamul ăsta de aici și să faceți aici ceva cu un stoc sau nu știu. Nu, eu zic că e îndeajuns pentru că putem pune pur și simplu aici un micuț dulăpior, că până la urmă sunt medicamente, haine, nu chestii gigantice, păi că da, zici că da, ai da, nevoie corect, de tonul de corect. Spațiu. Sau uite aici, să puneți ceva, niște sertare la asta. Da, o să punem probabil un sertar aici, de-aia zic că momentan birou a fost făcut. Și se ia doar pe prescripție? Se iau medicamente? Sunt unele care se iau în funcție de prescripție, gen poate nevoie de ăla de steroizi, ăla pentru hipotermie, ăla pentru... Am înțeles, păi și ce pot să iau eu așa ca cetățean normal? În mare parte poți să iei o aspirină, adică painkiller-ul care te ajută să nu iei damage, poți să iei bandaje, poți să iei medkit-uri în caz de ai nevoie. Uite, spre exemplu, poliția ar putea să introducă lege în care dacă n-ai medkit la tine în timp ce conduci, gen cum e, n-ai tursa de prim ajutor, ce faci? Înțeles, da, corect, trebuie să ai mereu o mașină. Dar nu știu ce să zic cu poliția asta nouă, că nu știu că știu, eu am ieșit acum din poliție. Am auzit ceva. Și am dat niște probe, știi, că nu puteam să las poliția cu nimeni, că nu mai era nimeni acolo. Și a ieșit domnul Ganicuz, dar nu știu ce să zic de domnul Ganicuz, pare așa puțin, nu știu ce să zic de el. Eu speram, fie vorba între noi, speram să iasă Nocivanu, dar gen, Nocivanu s-a descurcat oribil, l-a tras cu arma, nu știu, cred că a uitat, e bătrân, habar n-am, nu știu. Păi am bătrânit, el a fost deja, îți dai seama, el a venit toată la mine și i-am văzut, are probleme cu mâna, a lovit-o de ceva și acum îi tremură în continuu, n-ai ce să-i faci. Am înțeles, da. Păi, ce să facem acum?
mergem și noi așa. Carina e la rutieră cu băiatul ăla nou, cu Dani. Dar nu e Dani Den. Ai auzit că mai e încă un Dani pe server, gen e Dani Den? Da, e Dani mai și Dani Trend, mai blănos. Ceva. Da, nu, Dani Tren e Dani, Dani Den, ăsta e Dani, Dani Blănosu, că e îmbrăcat ceva costum de blană. Dani Blen, gen. Dani Blană, da. Da, el. Da, da, am înțeles. Am înțeles cum stă, deci da, pare... Da, e Daniel și Daniel mai cool, aia era, exact. Ah, da, da. Da, păi pare în regulă spitalul, adică mă bucur că vă ocupați și că a venit în sfârșit. Bă, marfa aia, nu știu ce s-a întâmplat, s-a pierdut pe drum, ei, nu mai venea. Au fost probleme pe drum, aia au fost probleme pe drum. Acum să vedem dacă rezolvăm și cu ambulanță și aia ar fi tot... Da, ambulanța aia, să vedem de unde o aducem, din Germania, știu că a, aveam apropo, niște... Apropo, vedeți că o să fac curând, nu știu, poate lângă spital sau în spatele lui o să fie un loc pentru, cum se cheamă, examinări. Ideea să văd dacă sunteți apți, dacă vedeți la distanță, dacă aveți reflexii și toate alea, încât să mă asigur că sunteți sănătoși, așa că o să pun anunț când o să... Mamă, și dacă nu văd ce fac, îmi pun ochelari? Da, va trebui să-ți prescrim ochelari, va trebui să-ți prescrim. Mamă, dar tu ești de toate, Bobo, și de ăsta, de spital, și de ochelari, și păi de dentist? Asta este spital... Spital general, nu, dentist momentan n-am sparg dinții nimănui, așa că e ok. Păi da, poate sparg eu dinții cuiva și ce facem? Aici probabil trebuie să mai lucrăm, vedem noi. Am înțeles, bine, fii în Bobo, înainte să plec, am o afacere în care n-ai cum să ieși prost. Vreau să jucăm okay. Un joc, să vedem dacă dacă am noroc, că mă simt norocos astăzi. Vreau să dăm amândoi cu Zaru și dacă dai un număr mai mare decât mine, o să-ți dau 5 năsoși. Și tu nu trebuie să-mi dai nimic, gen. Okay. Așa că hai, vino cu mine aici, că vreau să ne testăm. Mamă, un fel de alba neagră, ia. Vreau să-mi testez norocul, deci fii atent. Eu am dat un 4, Bobo. Dacă tu dai mai mult decât 4, eu o să-ți dau 5 năsoși. Te invit, haide. Dar îl pun jos, ia ta? Da, îl pui jos, efectiv, hai. 4, egalitate. Hai că refacem atunci. Hai că refacem, mai facem o dată, hai. Oh my god, nu cred, hai mă, Bobo. Cred că ai câștigat, n-ai cum să pierzi la asta. Care erau șansele, mamă? Deci ți-am spus că mă simt norocos azi. Okay. Eu zic că e fricio la Zaro ăla. Da, am primit o întrebare în cască de la un cetățean. Întreabă așa? De ginecolog, gen. O să fie ginecolog? Din păcate aici nu pot să răspund, încă nu e atât de mare spitalul aici, probabil va trebui să mergem pe Mind City Fake sau ceva acolo, dar... Acolo cred că găsim, nu? Da, am înțeles. Aici din păcate nu, ăsta e așa o leacă mai pentru chestii light, pentru o chestie așa ce pot să rezolv eu, dar mai mult deja aici. Da, deja faci prea multe, am înțeles, mă, Bobo. Bine, gata, hai, te-am lăsat, am plecat cu Zaro, meu norocos. Spor la treabă, vezi cu Zaro la blestema ce faci. Mulțumesc, papa. Doamne. Ok, da, deci cam asta e situația. Bă, sunt destul de norocos astăzi. Adică dacă l-am luat și cu 2, vă dați seama care erau șansele să dea 1, bro? Care erau șansele? Uite, ești tu 3, bam. Ia, mai dau o dată, bam, 1. Care erau șansele să dea... Da, nu știu ce să zic. Și-a legat pink animale de cutia poștală. Ceva se întâmplă, ceva dubios pe aici. Vă place costumul meu? Ce părere aveți? Vă place costumul meu, movașa? Movaliu? Movaliu amiu, gen? Bă, mie mi se pare că mi stă destul de bine, trebuie să recunoașteți. 2000 years later. Dacă ai probleme de daună sau ceva, poți să-mi spui că am acum această ajute. Ceva să mă ajute? Păi, momentan nu, de foame am eu probleme acum. Au venit alea medicamentele. De foame? Da, le-am și creat. Asta e pentru a-ți reface HP-ul. Și îți dă și absorption. Și mi-a dat și mâncare, vezi? Da? Da, dă și mâncare. Mamă, eu... Acum asta trebuie să o testez, dar asta nu știu cum funcționează, stai așa puțin. Ai, eu sunt beta. Nu mai văd nimic, sunt chior. Domnul doctor, ce mi-ați făcut? Domnul doctor, nu mai... Doar... Nu văd nimic. Ce se întâmplă? Vă văd doar pe dumneavoastră și restul e în ceață. Păi, ăsta e așa, asta și trebuie să și fie. Tu, ce a fost, bă, asta? Ăla este tranquilizant de elefanți. Știi ce mi l-ați dat mie? Am vrut să văd dacă merge. Păi l-ai testat pe tine? Ia dă și mie un de ăla. Nu mai am. Bine, mă. Și ce nu, mai venit? Nu, pe bune, chiar nu mai am. Am testat steroizii și da, ăia cred că se vor vinde foarte, foarte grav, pentru că nu sunt chiar periculoși așa cum credeam. Sunt bun pentru a spori munca. Am înțeles, ok.
Și îți dă energie sau ce să facem? Da, îți dă energie, spargi totul super repede, poți să muncești cu sporii, super practic. Am înțeles, pentru muncitori le dai de aia. Da, pentru cei care vor să meargă la săpat, la toate alea, e perfectă, știi? Mama, păi e bine așa, e bine, șmecher. Sper să rezolvăm cu ambulanța aia, să vedem de unde o aducem și da, 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 dacă mai ai nevoie de celelalte seringi de vindecare sau ceva, să-mi zici că mai am câteva. A, nu, momentan sunt ok, cred că numai după tranquilizantul ăla de elefant, cred că gen sunt ok, poți să nu le testezi. Pe... A, ok, astea gen ca și, ca și prim client să le ofer gratis. A, ok, păi o să le țin aici pentru... Da, 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 că nu sunt stacabile, deci ocupă ceva loc. Da, da, sunt bune oricum, adică era prea OP să fie și stacabile. Păi și astea se craftează greu? Trebuie să faci ceva special la ele sau cum? Trebuie să-ți faci seringi în mare parte și trebuie să faci bandaje și trebuie să faci chestii. Ok, asta e puțin complicat, gen. Da, da, adică eu am deja toată materia pregătită, mai puțin, bine, niște TNT pentru steroids, dar aia se rezolvă cu altă ocazie. Ok, gen, se pune TNT în ei, dar în rest e ok, nu? Da, 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 puțin praf de pușcă să-ți dea energie și toată alea, știi cum e. Cred că o să-i mai las pe Resus să testeze până mă bag eu pe astea. Exact, exact. Tranquilizantul ăla, vreau să-l încerc și eu pe Rotbigent, când mai aveți să știți că o să cumpăr. Da, puțin. Sau pe Danny Dengen. Dar nu e lume în oraș, nu știu ce au făcut, au plecat iar în vacanță toți. Ceva se întâmplă. Păi, îți dau unul acum, dar trebuie să ai foarte mare grijă. Trebuie să am mare grijă cu el? Da, în sensul că trebuie să-l lovești pe persoana respectivă pe care vrei să afectezi. Îți dau un pumn așa. Da, 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 deci ții seringa și o dai cu seringa în el. Aha. Păi și asta cu ce se face de elefanți? Cu elefanți? Da? Păi și cum se numește asta ea? Asta e. Ia să vedem la... ok. Stai așa un pic. Să... îmi fac un... am înțeles, mamă, s-ați dat gen direct somn, am înțeles. Da, 15 secunde și ținta e liniștită. Am înțeles și ziceți că ăsta e să-l folosiți doar în cazuri urgente, gen. Da, pe rugby. Ok. Sau pe mine. Păi a fost un caz urgent, m-am simțit atacat, nu știu, v-ați apropiat așa de mine. Bine, bine. Hai că m-am lăsat, domn doctor. Pa, pa. Hai, baftă cu ăla, o să vă reveni, să nu știi că nu se dă. Da, bine. Păi mai revenit deja ce vrei. Ah, ok. Auzi, domn doctor, știi ce mai trebuie să mai facem? Iar testați pe mine ceva, ce faceți? Nu, voiam să văd dacă pot să te vindec pe tine dacă îți dau cu seringa, gen. Ia, ia, da, de te vindecă. No, nu, nu merge. Tranquilizantul ăla trebuie să-l dăm neapărat pe panda ăsta, că nu mai pot. Deci se rotește în cap de când m-am născut eu, de când sunt eu mic, uite-te la el. Deci trebuie să-l calmăm, cred că are o boală, ceva, trebuie tratat, uitați-vă. Sunt doi acum! Doamne, uitați-vă. Ia ca să mă duc să fac unul să văd dacă merge pe el. Deci vă rog frumos, de urgență, că nu se mai poate cu ăsta, e aici. Doamne. Haideți că a scăpat de sub control, se rotește de m-a amețit, am vomitat acolo la Nocivan în curte, m-a amețit cât s-a rotit. Și dacă îl omorâm, ce se întâmplă, domnul doctor? Dacă moare? Facem teste pe animale, așa? Nu moare, mă. Nu moare? Se spără Nocivanul. E rezistent. Are camere, vă vede pe cameră. A, e. Îi dau eu bani pe el. Păi e neprețuit, uitați-vă cum face. Tu... da, e mai special de fel. Ia, oare o să-l calmeze asta? Ia. Ce are, bă? L-a calmat. L-ați vindecat, domn doctor. Nu! Așa aproape. Puțin așa calmat. Da, pentru o secundă, cred că trebuie să-i dăm dozaj de 10 ori mai mare. Mamă. Da, cred că nu mai am nicio șansă, gen, trebuie să-i luăm noi pe sus, gen, și să... Aulu, ce-am făcut? Scuzați. Lasă aici gunoaie la Nocivan în curte. Poți să-l iau pe... ah, gata, l-am rezolvat, unde-l ducem? Păi ia vezi. Ce? Ai aruncat ceva? N-ai aruncat nimic. Ah, cred că ești pe jos. Nu, eu aruncat să-mi ceva din greșeală. Ok, o să-l... păi cred că trebuie să-l duci în spate, că de-aia el e pus aici și e pus foarte înghesuit. De-aia faci așa. Păi nu, că după se spune Nocivanul pe noi dacă luăm de aici. Dar uite că nu mai face, cred că l-am rezolvat. Ia. Aia, nu, el e doar atent la tine. A plecat!
Mamă, ce tumbă, da. Vino încoace că se supără Nocivanul pe mine. Panda, tu stai aici. Mamă, ne rupe Nocivanul dacă vede că ăsta pleacă de aici din colțul lui, ești nebun? Ei, mamă. Na. Dacă zic... Păi, Santos. Ține... Ei, na. Nu mai merge. A plecat, gata. Noi n-am fost aici. S-a avut efect. Ia uite-l, bă, ce se rătește pe toată grădina. E da, cum a plecat la explorat, că s-a calmat după ce l-am injectat. E liber. Da, uite, e mai fericit acum, poate să meargă de colo-colo. Uite, cred că vrea să se dea pe motoretă. Da, cu mobra aia, da. Ia să vedem, poate e... Ce-am făcut, mă? Mamă! Ce se întâmplă? Ce mai mă, ții panda un dinț? Păi încercam să-l pună... Ia! Nu... Ce are, mă? Mamă, i-am stricat panda lui Nociv, ne omoară. I-am stricat panda lui Nociv. Tu, de ferește, domn doctor. Nu o să mai fie niciodată la fel. Mă, unde stătea? Gata. Acolo, aici, da. Păi și... Gata, nu mai pleca de aici, că se supra Nociv. Pleacă, bă! Oh my god. Dar oricum și așa i-am promis. Și așa i-am promis că-l... Că-l rezolv. Și l-ați rezolvat de tot, okay. Păi nu vezi? Păi și ăla de acolo? Mai cu minte acum. Ăla e, bă, dar nu l-am rezolvat, că ăla nu avea probleme până acum. Uite, are și hârtie igienică aici, nu știu de ce. Da, păi are și el, că poate are nevoie la baie. Mamă, păi Nocivanul trebuie să aibă grijă acum cu panda-ul. Uite, e normal? Că acum o să se plimbe peste top aici, iese afară dacă lasă poarta deschisă. Aici nu avem voie să intrăm, din păcate, peste el în casă. Dar... Deși a zis, scrie sal, da, e ok. Dar scrie sal, exact. Ai văzut ce a făcut aici în spate? Ne lasă la ștrat, că am vorbit eu cu el. Ia uite, mă. Aia, mă, ce zice, și-a făcut Nocivanul aici de toți banii, ești nebun. Nu știu unde a avut el atâta mobilă și a-ți ia banii. Eu cred că se fac de-astea, de-aia nu prea mai cumpără lumea de la mine mobilă. Eu cred că cineva vinde ilegal mobilă sau nu știu ce se întâmplă de... A, e posibil. Ceva se întâmplă, că n-au voie să vândă mobilă și totuși, ia uite, astea eu nici nu le-am la magazin. De unde are el de-astea? A, păi, na, mă, cât timp n-ai fost tu să te ocupi de magazin, au dat comandă în afară. Păi cum, bă, n-au voie? Ia, are și telefon, duci și ăsta aici. Tu... Da, e să sunt prietenii. Da, la duș, la piscină, ieși și sunt și tu gen un prieten, să vezi ce mai zice. Luăm și noi cina la Nocivanul aici. Da, da, avem numai popcorn la cină, deci ia uite și bănci din ăsta, n-am mai văzut model de ăsta, stai așa pe bancă. Aoleu, zici că e pe Insula Iubire aici. Și stai la foc. Și dacă vrei, mamă, dar îi place ciubărul mult, are vreo 10 de-astea pe aici, peste tot. Doamne. Da, uite mă că și-a revenit, se învârte iar. Hai mă, da, panda. Da, se învârte aici, nu se învârte în pereți. Ia, la, ce-a făcut, mă? Vezi că da, iure, mă. S-a blocat în gard. Nu, ia stai, dacă lasă aici nu cred că iese. A ieșit. Ba? Mai ușor că după aia pe noi ne. Bun, hai să plecăm până nu... Ok, n-a văzut nimeni nimic, o să intru gen de la primărie și o să șterg înregistrările făcute astăzi. Am acces la toată rețeaua, e ok, gata, l-am rezolvat, iar se învârte în gol. Nu o să-și dea seama că am umblat pe aici. Doamne. Bine, mă, Bobo, atunci eu o să mă duc la mine acasă să dau la o gheară. Spor. Că am aparat de păcănele gen în casă. Nu vreau să mă laud, dar așa e când ești primar. Am pus și la primărie acolo, în birou. E ce trebuie, ce-mi dai? Ce e ăsta, bandaj? Mamă, e bandaj de inima să-mi bandajeze inima? Una dintre ele. M-a rănit o gagică și am nevoie să-mi bandajez inima. Da, merge și pe de-astea. Merge? E bine. Da. Ia, la panda poți să-i... Nu-i dau cu el în cap, că... Nu, că după aia se supără și cine știe. Ia. A, nu merge, am testat. Nu merge. Dar e tare la tranquilizantul ăla. Chiar cred că o să distreze Danny Dan cu Rodbey. Deci o să cumpăr vreo 200 să le dau așa mereu când îi văd. Da, aia, păi... Aia bună idee. Păi bine, da. Bine, atunci baftă cu spitalul și... Spor la gheară, gen. Da, mulțumesc. Bun, deci ăsta este un bracket. Mă, parchează-ți bă asta afară. Luca, nu cu cine vrei să joci? Cu mine. Bob, Vovi, Cari, Dani, cine vrei tu, Pink? Cu mine. Dani, am scris Dani. Puteți să mergeți lângă semne ca să-mi vină ușor să-mi dau seama cine mai trebuie. Ia să vedem, Ovidiu, cu cine joci? Aici cum mă pun aici. Cu Rodby sau Bobo? Cu domnul doctor. L-am trecut pe Rodby. Bine. A, te-a pus pe Rodby. Bun, și mai este Bobo și cu fiecare într-o parte și fiți atenți cum o să funcționeze. Vă întoarceți, stați spate în spate, în mijloc, vă întoarceți spate în spate. Nu trebuie să vii aici. Așa. Așa, aici, nu, fix lângă.
Așa. Și, okay, okay, okay. Dar uitați-vă spre stânga și spre dreapta, nu așa. Ca să aruncați itemele undeva unde să nu le ia nimeni. Cred că mai ușor mai bine le ținem în mână, pur și simplu. Nu, că trebuie aruncate la 3 ca să nu se trișeze. Stai, înainte să începem. Păi nu, că dacă... Bă, ce nu înțeleg? Bă, veniți în coare. Păi ne uităm, ne uităm unul la altul și... Așa, așa. Putem să punem și pariuri? Nu. Taci, bă. Ok, spate în spate, în first person și la 3, 2, 1 la și, vreau ca fiecare să vă aruncați alegerea și okay. Puteți să schimbați alegerea fix înainte să aruncați în cazul în care vă e teamă că se uită unul dintre voi cu F5. Asta e chestia, la și trebuie să aruncați și item-ul aruncat de voi. Păi nu, că vă verificăm. Contează. Bun, bun, okay, bun. Okay. Deci sunteți pregătiți? Da. Eu pariez pe bun. Bobo. Prima rundă din turneu începe care. Chiar acum. Cineva luptă cu bani. Sunteți gata, Bobo și Carina? Dai. Da. Aveți da. Coarfecele, hârtia și piatra pregătite? Tot, da. tot. 3, 2, 1 și... Opa! Carina a luat prima rundă. A aruncat bine. Am pus banii pe tine, Bobo. Bine, bine. 1-0 pentru Carina. Haideți, spate în spate. Da, 1-0. 3... 2, 1 și piatră de la amândoi, egalitate s-a făcut. Hai, băieți, hai, luați-le repede înapoi. Astea, dai și tu așa. Păi scuză-mă, o să stau și eu aici mai lângă. Bun, 3, 2, 1 și ia, ia. Egalitate de cred. Foarfece. What the fuck? Egalitate de foarfece a fost asta. E strategia la fel. Hai, sunteți gata, 3, 2, 1 și Carina aruncă un punct. Carina câștigă prima rundă bine, de care o să mulțumesc. Trecem aici. Bine. O să le pun înapoi aici, mă gândesc. Bine, urmează Luca, Luc și cu Dani. Nu o să fie foarte mult turneu, băieți, o să fie cam 10 minute din câte vedeți, dar de asta trebuie să ne mișcăm. E foarte rapid. Hai, suntem gata? Luca și cu nou. Apropo, bro. Am un job pentru tine dacă vrei să stai. Eu de ce n-am un job? La grădina zoo pentru mine, pentru că îți dau job și ție. Trebuie să stai la grădina mea zoo. Perfect. Doamne. Ia că s-ar putea să ai un tigru la grădina ta zoologică. Doar zic, nu sunt sigur. Nu. Da, asta deci, i-am zis eu. I-am dat bani și a fugit tigru. Okay. Aveți foarfecele, hârtia, piatra pregătite? Da. Da. Bun, la și, da, băieți? 3, okay. 2, 1 și... prima rundă câștigată de Luca, Luc cu hârtia. Bine, mă! Versus chiar Dani. Nice. Se poate. Bun, 1-0 pentru Luca. Bine, 3, Luca! 2, hai. 1 și... Bine, mă! Se poate. Flawless victory. Easy. Felicitări. Flawless victory. Cum ar veni, am pierdut tot, a? Dă-i premiu de consolare, dă-i bani mulți. Premiu de consolare? Bine, Luca, dacă ești nou în oraș, o să-ți dau ție un premiu de consolare. Da, Luca, e nou. Da, Luca, pe tine te cheamă. Mamă! Păi ce consolare e, mă, de 10? Păi așa trebuie să dai la toți acum. Nu vreau consolare. Consolezi și pe mine, te rog. Ovidiu și Rodby, vă consolez dacă câștigați... Hai, stă-vă, Rodby. La foarfece, hârtie, piatra. Ești gata? Eu m-am pus cu spatele, nu văd. Bun, aveți foarfecele, hârtia și piatra pe hotbar, Rodby? Da. Bun, ești pregătit la și să arunci ce consideri tu că te-ai aruncat? Bun. Hai. Să nu văd că arunci cu delay, că te descalific. 3, 2, 1 și... Rodby trișează. Trișea, gata, clar. Nu, avea la timp, arunca la timp. 1-0 pentru Rodby. Am pierdut, ce s-a întâmplat? Ai pierdut. După ce aruncați, vă puteți întoarce, că oricum ați aruncat deja. Să vă uitați la ce a pus celălalt. Bun. Bă, dar nu mai sta bă în fața noastră. Spate în spate. Scuză. Au. Mă. Mai lovi oameni. Nu prea gata. Sunteți spate în spate, dar mamă. A blestemat Rodby pe aici. 2, 1 și... Wow. Unexpected. Da. Aparent, da. Băi. Ai câștigat cu 2-0, Rodby. Este, mă, am câștigat, sunt puternic. Ce? Au mai pus cușa aia. Un pic, ok, o să mă... Dar mi-a furat cineva piatra. Hai, ei. Ți-am dat înapoi. Du-te și... N-are piatra, prostul. Hai, mă, ia-ți piatra.
Acum vine finala între Rodby. Carina, Luca și Rodby. Iar finala e mai specială pentru că cine ajunge primul la 5 win-uri împotriva celorlalți câștigă. O să fie mai lungă finala decât astea de calificare. O să stăm 10 ani. Nu cred că o să stăm atât de mult, dar vedem, vedem. Bun, Luca, Carina și cu Rodby vreau să treceți în zona aia, cât de cât să vă uitați în direcții diferite când aruncați itemele. Da, unul spre noi, Rodby spre noi, Luca în stânga și Carina în dreapta, exact, easy. Gata, hai. Nu, că n-ajunge item-ul până la noi. O dăm? Bun. Bun, sunteți gata pentru prima rundă de finală? Hai, let's go! Bun, 3, 2, 1 și... Ia, ia. Bun, avem două pietre. Ce ai făcut, Luca? M-au spart. Dacă au fost două pietre și l-au bătut pe Luca, mai aruncă o dată Carina și Rodby și dintre ei, unul o să primească primul punct. Okay. Rodby, ia-ți piatra și fii gata. Vezi să arunci. Final aici. 3, 2, 1 și... Carina a aruncat piatră? Piatră a fost. Ok, okay, încă o dată. Sunteți foarte creativi. Ia-o din fața ta, mă, chiorule. Oh my god. Bun, hai. 3, 2, 1 și... Așa, sunteți foarte creativi, băieți. Nu mai pietre dați. 3, 2, 1 și... Arunc eu cu pietre în voi, acușa. Aia zic, Carina 1. A dat o piatră? A nebunit în piatră femeia. Bun, Carina primul punct. Hai, toți trei înapoi pe locuri. Hai. Bun, sunteți gata fiecare cu itemele pregătite? Da, suntem. 3, 2, 1 și... Eu nu mă mai joc dacă am pierdut. Avem Rodby vs Luca. Rodby vs Luca, da. Hai. Carina, dă-te puțin la o parte. Hai, Rodby. Da. Rodby, ia-ți hârtia. Vino cu acarnă. 3, 2, 1 și... Cristian, Luca. Nu cred, mă. Bun, Carina are 1, Luca are 1. Haideți, hai, toți 3 înapoi. 3, 2, 1 și... Hai, Ce sincronizare frumoasă. Credeți că trebuie să jucăm doar până la 3? Da, cred că mai bine până la 3. Primul la 3. Hai. 3, 2, 1 și... Hai, doamne. Bun, avem... Luca l-a bătut pe Luca. Luca a câștigat. Pardon, da, Luca a câștigat. Bă, păi tu ești împotriva mea. Cum, Luca direct așa de nebun? Luca 2. Direct de nebun. Luca are 2 puncte, dacă mai ia un punct câștigă. Hai, băieți. Bun, sunteți gata? Suntem. Hai, da. 3, 2, 1 și... Hai, doamne. E nimica. E nimic. Egalitate. Egalitate, hai. Bun. 3, 2, 1 și... Și... Hai. Iar toate. Bravo. Ai, am luat piatra, Luca. Nu, ți-am luat, stai, dă-mi înapoi. Bă, ce faceți, mă, cu... Hai, iar. Hai, sunteți gata? Da. 3, 2, 1 și... Hai. Iară, mă! Hai, mă, nu cred. Hai, spate-ți. E bătaie de joc. Păi, hai, dacă ar n-arunci bate și ceva, Rodby. 3, 2, 1 și... Rodby vs Carina. Rodby vs Carina, ia să vedem. Bate-o și tu, Rodby, să nu mă bată Carina. Wow. Bine, hai. Spate în spate, 3, 2, 1 și... Hai. Și ia Carina. Carina. Bă, își bate joc de mine, Rodby, vrea să pierd. 2, 2. Te credeai încă de piatră, că femeia asta dă doar piatră. Păi, asta și voiam să te fac să gândești. Dau eu cu piatră. Ai jucat la logic aici. Hai. Bun. Deci s-ar putea să fie cam ultima rundă, hai, pentru că Carina și Luca au ambii câte 2 puncte. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Hai. Ce avem? Luca vs Carina. Wow! Luca vs Carina. Între ei doi. Hai. Cine câștigă acum? Foarte câștigă trist. Tot turneul. Mamă. Dar vreau să știți că cel care pierde tot primește 100 de năsoși, pentru că locul 2 este 100 de năsoși, bine, primul loc este 200 de năsoși. Păi, hai, locul 3. Locul 3 acasă. Nu există locul 3, l-am luat eu deja. Carina, baftă. Nu credeam că o să fie atât de mulți oameni și de asta n-am mai dat premiul la locul 3. Hai, Rodby. Bun. 3, 2, 1 și... GG! De ce n-am pariat? Bravo, mă, Carina. Normal că femeia câștigă. Bă, dă-mi și lui Rodby 50 așa la mișto.
Fraților, cam atât a fost și cu acest episod. Eu o să stau aici la păcănelele mele, gen, și o să mai dau așa puțin la păcănele și o să mă bag în pat la somn. Așa că v-am pupat, ne auzim și noi data viitoare și pa, și pa.